Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare prin care îi asigură pe cetățeni de tot sprijinul Partidului Social-Democrat în ceea ce privește măsurile luate pentru a ușura viața cetățenilor. Totodată acesta face o trecere în revistă a politicienilor depășiți de situație. În contextul scumpirii prețurilor la carburanți, Partidul Social-Democrat a dorit să vină în sprijin cu măsuri imediate pentru a ușura viața cetățenilor. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în care i-a asigurat pe cetățeni de tot sprijinul partidului pe care îl reprezintă, totul pentru a nu exista nereguli. Totodată este luată în calcul în continuare plafonarea prețurilor. Soluția adoptată de guvernul Ciucă pentru reducerea prețurilor la carburanți, compensarea a 5 lei la fiecare 10 litri pentru următoarele 3 luni, va fi atent monitorizată de către PSD, cu atât mai mult cu cât există riscul anulării măsurii prin reluarea creșterilor. Operatorii comerciali trebuie să înțeleagă că nu vom ezita să încercăm orice relație de colaborare cu aceștia dacă beneficiul convenit nu se va regăsi în prețul final la pompă. Mai mult decât atât, dispunem de soluții suplimentare recunoscute chiar la summitul G7, precum plafonarea prețurilor, pe care vom continua să le propunem în coaliție, a transmis Cornel Folescu. De asemenea, deputatul îi critică în termeni duri atât pe ministrul energiei Virgil Popescu, împotriva căruia a și fost depusă o moțiune simplă, cât și pe prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, pe care îl numește un om depășit de situație. În ceea ce privește moțiunea simplă depusă împotriva ministrului energiei Virgil Popescu, nu considerăm oportun riscul declanșării unei noi dispute politice, însă nu avem nicio reținere în a ne critica partenerii de coaliție ori de câte ori este necesar. La fel de lipsit de reținere, sper că este și domnul ministru în a apela la experții pe care i-am pus la dispoziție în cazul în care se consideră depășit de problemă. Un astfel de exemplu de om depășit de situație este prim vicepreședintele PNL, domnul Rareș Bogdan, care pare să uite că nu mai este moderator TV. Îl sfătuiesc colegial ca înainte de a critica propunerile PSD de reformare a cadrului fiscal, să arunce o privire peste propunerea de impozitare în două trepte a pensiilor speciale. Nu a uitat nimeni cum bătea cu pumnul în masă că PNL va rezolva problema pensiilor speciale în primele 30 de zile de guvernare. Din păcate însă, propunerile noastre pe acest subiect s-au lovit de un zid de tăcere în ultimul timp, a mai adăugat deputatul PSD Mehedinți. Totodată, Cornel Folescu aplaudă gestul lui Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii, acela de ridicare a imunității parlamentare. Pe ordinea de zi a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților se află cererea DNA de ridicare a imunității fostului ministru al Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu. Nu am nicio îndoială că domnul Chesnoiu va insista în solicitarea pe care a făcut-o inițial de a se vota pentru ridicarea imunității parlamentare. Ori tocmai această atitudine de a înlătura orice obstacol din fața organelor de cercetare arată că domnul ministru nu se consideră vinovat de niciuna dintre acuzațiile care au fost aduse. Aplaud reacția domnului ministru și îmi doresc să fie un exemplu pentru întreaga clasă politică, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți.